sarcini grele. Stă aproape, ajutorul să ne-l dea. Domnul poate să ne scape, brațul lui nu va cădea. Și în ispite stă aproape, ajutorul să ne-l dea. Vocea lui
pacea lui e un turmare și puternic. Mi-a desprins de tot ce este pământesc. El vorbește vântul lui mari colburate. Când aud vocea lui, mă liniștesc. Vocea lui și surori, și în această dimineață cred că nu este greu și nici prea mult să spunem încă o dată cu toții din toată inima, lăudat să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat și ne-a dat harul din nou să fim în casa Domnului, ne-a dat putere în mădularele noastre, ne-a binecuvântat cu tărie în trupul nostru să ne putem ridica din paturile noastre, să putem să venim la casa Domnului. Poate că nu realizăm îndeajuns această lucrare pe care o face Domnul în fiecare dimineață cu noi. Uită-te la vârsta pe care o ai și adu-ți aminte și realizează că în fiecare dimineață tu ai putut să te speli pe față folosindu-ți amândouă mâinile pentru că Domnul te-a binecuvântat și noaptea aceea s-a luat hotărârea ca să mai fie o dimineață și o zi în care bunătățile Domnului să fie înnoite. Și mulțumim Domnului și pentru acest lucru. Ai putut și am putut să mă ridic din pat, ai putut să auzi cu urechile, să poți să vorbești, ai putut să te miști, să umbli pe picioarele tale, ai putut să te îmbraci singur, să te urci în mașină și să vii la casa Domnului. Și dacă suntem aici, cred că merită Dumnezeul nostru să fim cu inima deschisă, cu gura deschisă și să-i lăudăm numele pentru îndurările Lui. Slăvit să fie Domnul! S-a citit încă de dimineață, la timpul de rugăciune, că bunătățile Domnului se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta, spunea omului Dumnezeu, este atât de mare. Foarte interesant că n-a spus Ieremia că eu am fost pocăit ieri, am trăit cu tine și toate le-am făcut cum a trebuit și de aceea cumva trebuie să mă ridic astăzi. Nu, mă ridic din nou pentru că bunătățile Domnului s-au înnoit față de noi. Lăudat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de harul Lui și așa cum spunea cuvântul Domnului la timpul de rugăciune, câteva minute în urmă doar, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Nu degeaba Domnul se îndură de noi în fiecare zi. El vrea să fim o lumină, să răspândim în jurul nostru, că umblăm cu Dumnezeu în fiecare moment. Ce folos ne-ar fi, frați și surori, să venim doar la biserică și aici să arătăm că suntem niște oameni deosebiți și pe afară să nu fie așa. Domnul vrea ca
trăind în prezența Lui, acea prezență divină și binecuvântată să o purtăm cu noi pretutindeni. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Tuturora vă spunem bun venit la casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze și să ne dăruiască Domnul în continuare un moment binecuvântat. Eu cred că Domnul a pregătit pentru noi și în această dimineață mâncare spirituală, hrană spirituală și să rugăm pe Domnul cum l-a învățat Eli pe Samuel. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Chiar dacă Eli pentru moment nu a realizat, abia a patra oară și-a dat seama că Domnul cheamă pe copil. Și s-a dus și a spus, dacă te mai cheamă încă o dată, să spui dacă te cheamă a patra oară, să spui, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Așa să spunem și noi. Nu să ne gândim oare ce o să mai zică ăla, ce o să mai predice celălalt. Dacă spui așa, deja ai pierdut, poți să pierzi din star bătălia. Dar dacă ai venit aici, Domnul te poate hrăni și poate vorbi la cauza ta și a mea prin oricine. Prin oricine care Domnul l-a pregătit și l-a pus ca să facă o lucrare în această zi. O cântare, poate că versuri, poate un cuvânt Domnul are pentru noi. Și eu mă rog în această dimineață Domnul să-mi vorbească la cauza mea. Nu neapărat trebuie să fie o prorocie ca Domnul să-ți vorbească. Nu neapărat să te duci în mod ales până undeva să conduci maile ca Domnul să vorbească. Eu cred că Domnul are pentru mine și pentru noi toți în această dimineață cuvântul Lui și că ne poate și ne va vorbi la cauzele noastre. Noi doar să spunem, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă. Lăudați să fie Domnul! Are Domnul vorbă și cuvânt pentru boala ta, are Domnul cuvânt de încurajare pentru descurajarea ta, are Domnul ridicare pentru căderile tale, pentru falimentele tale, are Domnul cuvânt. Să știți că Domnul nu ne dă așa de ieftin, frați și surori, nu ne aruncă așa de ieftin și se debarasează de noi, că noi am alunecat săptămâna trecută, că noi am căzut, că noi am fost poate de multe ori cum n-a plăcut Domnului. Domnul vede împrejurările și ne știe, spune psalmistul, că își amintește întotdeauna din ce suntem făcuți și știe că suntem țărână și cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Slăvit să fie Domnul! Deci dacă noi ca tați pământești știm să ne îndurăm de copiii noștri, știm să te înduri, să te deporți frumos, chiar dacă a făcut o greșeală, știi să treci peste ea, cu cât mai mult Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Haideți să rostim frumosul verset pe care îl avem pentru luna aceasta, din Psalmul 90, versetul 14, apoi după rostirea acestui frumos verset prin fratele David Andrian, ne vom ruga Domnului cerând îndurarea și binecuvântarea Domnului peste slujbă în continuare. Cineva să ducă un microfon, careva dintre tinerii de pe platformă, să duceți un microfon la fratele David, el este de data aceasta acolo în mijlocul surorilor. Domnul să-l binecuvinteze, dumnealui se va ruga pentru slujba din această dimineață. Haideți să rostim acest frumos verset și apoi ne rugăm Domnului. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Haideți să-l mai rostim o dată, că nu l-am început toți odată. Încă o dată îl rostim cu toții. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Amin! Amin. Ne rugăm Domnului. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, venim înaintea Ta cu mulțumire, Doamne, și Îți mulțumim pentru că Tu ai ascultat rugăciunea noastră. Amin. Îți mulțumim pentru că Tu vei împlini cauzele, Doamne, care le-am adus înaintea Ta. Doamne, Tu te vei îndura de ele, slăvit să fie numele Amin. Tău. Îți mulțumim, Doamne, că în ziua aceasta am putut să fim la închinare, Doamne, în locul acesta. Doamne, Îți mulțumim pentru pacea care este în țara aceasta unde locuim, Doamne. Amin. Glorie Ție pentru aceasta, Doamne. Amin. Pentru că Tu, Doamne, ne dărui tot ce avem nevoie. Slavă Ție pentru aceasta. Doamne, ne dărui sănătate nouă, Amin. Copiilor noștri, mulțumim. Nepoților noștri, chiar, Doamne, este meritul Tău, Doamne, nu al nostru. Doamne, slăvit să fie numele Tău și gloria să Te împodobiască. Amin. Stăpâne, vine înaintea Ta, Doamne, și Te rog ca Tu să binecuvintezi lucrarea în continuare, Doamne. Amin. Tu să binecuvintezi închinarea noastră, Doamne.
Tu să binecuvânți cuvântul Tău, Doamne, care va fi vorbit în ziua aceasta. Duhul Sfânt, Doamne, să fie Cel care să vorbească inimilor noastre și noi să luăm aminte ca copii ai Tăi, Doamne, și să-L împlinim în viața noastră. Binecuvintează, Doamne, și lucrarea de binecuvântare. Doamne, Tu să ai milă de toți copilașii. Tu să ai milă de toți părinții, Doamne. Tu să ai milă de toți tinerii, Doamne. Tu să lași binecuvântarea Ta, Doamne. Fă bucuria acestor familii, Doamne, Dumnezeul nostru, și mângâierea Ta, Doamne, să fie peste toți. În numele Domnului Iisus, Doamne, Te-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem aici în dimineața aceasta. Îl glorificăm și lăudăm și ne închinăm înaintea Domnului, pentru că El ne-a binecuvântat cu această zi și este un har pentru mine, pentru noi toți, ca să avem această credință și nădejde că Domnul este aici și ne poate vindeca sufletele, ființele noastre, ne poate cerceta prin cuvântul Său. Că așa am cântat cântarea, vocea Lui se aude, ea ne dă har și bucurii și El este aici și este gata ca să ne vorbească fiecăruia, fie prin cântare, fie prin mesajul Evangheliei. Să zicem și noi, Doamne, vorbește și robii Tăi să asculte, zi un cuvânt și robul meu se va vindeca, lăudat să fie numele Domnului. Chiar dacă ne-am rugat la vreo rugăciune, acolo unde ești, Domnul poate să-ți vorbească prin cuvânt, să te sfătuiască, să-ți dea credință și nădejde, ca să crezi că El poate să lucreze în dreptul Lui. Frați și surori, suferința face parte din viața noastră creștină și Pavel spune la Filipeni că nouă ni s-a dat harul nu numai să credem în El, ci să și pătimim pentru El, frați și sorori. Și apoi în Roman 5 vorbește ca să ne bucurăm în suferință. Nu știu care se bucură, dar vreau să spun că suferința face ceva. Olarul știe ce face cu noi ca să ne apropie mai aproape de El. Și vreau să spun că capătul sau sfârșitul suferinței este la tine și la mine prin credință. Dacă crezi, ai pus capăt suferinței. Dacă nu, zice și noi ca ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul să ne ajute la aceasta și vei vedea că vei pleca de aici ușurat, că Domnul ți-a cercetat. Poate cântarea îți va vorbi, mesajul cuvântul poate te va atinge și vei zice cu adevărat, Domnul mi-a vorbit mie, lăudat să fie numele Domnului. Să închină Domnului prin cântare fanfara bisericii, apoi fratele Elie Pov din Turda, România, Domnul să-l binecuvânteze, are o cântare, apoi corul bisericii. Și după toate aceste puncte, ne pregătim inimile noastre ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Trifan. Domnul să-l binecuvinteze. Ungerea Duhului să fie peste el. Domnul poate să-l folosească pentru noi, răudat să fie Dumnezeu Domnului. Noi ne pregătim, ne facem not, dar Duhul lui Dumnezeu este acela care știe cum să ne folosească ca să-ți atingă inima ta și a mea și să spui cu adevărat amin, aleluia. Doamne, îți mulțumim că ești aici. În toate acestea, Domnul să fie mărit și lăudat. Amin. We'll be right back.
binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru. Am plecat de acasă cu dorința să laud pe Domnul cu o cântare și în timp ce am stat la ora de rugăciune, mi-a venit în minte alta și le-am adus pe amândouă și un frate de acolo spunea, ziceam, nu sunt decis pe care să o cânt și ziceam, învârtește-le, vezi care ți apare prima în față. Și mie mi sunt dragi amândouă. Cea de-a doua ne arată siguranța noastră nu stă nici în oameni, nu stă nici în societatea în care trăim, nu stă nici în bogățile noastre, nu stă nici în tinerețea noastră sau anii pe care îi avem în viața aceasta, ci siguranța noastră stă în Dumnezeul nostru. Oamenii au înțeles, cei dinaintea noastră, înțeleg și oamenii de astăzi și vor înțelege toți aceia care își ancorează viața lor în Domnul. M-am bucurat la ora de rugăciune. Am simțit atmosfera Duhului Sfânt că ne mângâie așa ușor în inimile noastre și parcă am simțit o transformare. Și de aceea vreau să mă închin înaintea Domnului și refrenul vă rog să-l cântăm împreună cu toții. Când sunt lângă tine, nu mă tem de niciun rău. Și refrenul e atât de ușor. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine. Știu că Tu mă ocrotești. Doamne, ajută-ne să putem să cântăm cu toții, amin. Sunt lângă tine, nu mă tem de niciun rău, căci mă-ncred în tine, mare Dumnezeu. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine Tu pășești. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături e. Valurile vieții par ca când mi-or clătina, ca și altădată Tu, Iisus, le vei mustra. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine Tu pășești. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături e. Meriți pe vecie, Doamne, să fii lăudat, căci din grea robie doar Tu, Doamne, m-ai salvat. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine Tu pășești. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături e. O nădejde vie în inimă mi-ai sădit, cred deci cu tărie, Doamne, căci m-ai mântuit. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, mine Tu pășești. Numai lângă Tine,
Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine Tu pășești. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Amin.
binecuvântat să fie cel preanalt, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Domnul Hristos, Mesia și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Frați și surori, dacă găsiți cu cale să ne ridicăm în picioare, să cinstim pe cel preanalt și să ascultăm cuvântul Domnului în dimineața aceasta, care se găsește la Filipeni, capitolul 3. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 11 inclusiv. În Sfânta Scriptură se găsește la pagina 1153. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 11 inclusiv. Cu ajutorul Domnului să ascultăm cuvântul Domnului. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Să ocupăm locurile. Preobiților, am vrut să fac o introducere, dar pentru că drumul e lung, dar timpul e scurt, am să renunț la ea. M-am gândit într-un fel sau altul, frați și surori, că suntem încă la un început de an. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, înaintea Domnului, am luat anumite angajamente. Poate să ne apropiem mai mult, să ne sfințim, să venim la biserică, să căutăm rugăciunea, fiecare în dreptul lui. În dimineața aceasta, frați și surori, am din partea Domnului mesajul acesta pentru noi și pentru anul acesta, frați și surori. Care sunt prioritățile valorilor pentru mine în anul acesta și pentru noi toți? Haideți, frați și surori, să recitim din nou versetul 7, ce spune Sfântul Apostol Pavel. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Acum, frați și surori, aș dori să înțelegem un lucru foarte interesant la Sfântul Apostol Pavel. Este singurul apostol care face lucrul acesta și nimeni din Sfinții Apostoli n-a mai făcut. Se naște o întrebare, frați și surori, de ce el și nici unul celălalt? Pentru că Sfântul Apostol Pavel, fraților, s-a confruntat cu probleme de genul acesta în biserica din Filip. De-aia am vrut să fac introducerea, că se înțelegea mai bine, era ca o punte pentru contextul din dimineața aceasta. Dar acum vă rog să fiți foarte atenți. Ce spune Sfântul Apostol Pavel în versetul 4? Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ce s-a întâmplat, frați și surori? În biserica din Filip a fost o biserică care a fost întemeiată de Sfântul Apostol Pavel, dar în același timp, Imperiul Roman a făcut acest oraș, cetatea Filip, colonie romană. Pentru că a fost un ținut foarte bogat, se găseau foarte mult minereu de aur. Din Imperiul Roman, toți senatorii și toți oamenii bogați s-au retras în cetatea Filip ca să trăiască o viață bună și ușoară. Așa se explică contextul că biserica când s-a născut și cei care s-au întors la Domnul au fost foarte mulți din clasa înaltă. În cetatea Filip nu erau trei clase ca și în zilele noastre. Mai mult de 50% era clasa de sus, clasa oamenilor bogați. Toți bogații din Roma antică s-au retras aici. Acum, frați și surori, oamenii ăștia au venit în biserică, ei au crezut în jertfa Domnului Hristos, au crezut în moartea și învierea Lui, dar bunurile materiale, poziția financiară o aveau în față. Știți că la noi, la români, și nu numai la noi, pretutindeni, există o vorbă, banul vorbește. A vorbit atunci
și vorbește și astăzi. Cu asta am încheiat. Nu, acum, frați și surori, haideți să vedem ce a vrut să spună Sfântul Apostol. Ia ascultați. Eu, zicea el, care sunt tăiat a opta zi din neamul lui Israel. Vă rog să fiți atenți. Am zis că numai el face lucrul acesta. Ceilalți apostoli au fost tăiați? Sigur că au fost. Dar uitați cu câtă grijă, câtă migăleală și cu ce atenție mare a ținut evidența lui. Zice, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Păi, frați și surori, seminția Beniamin a fost una dintre cele mai nesemnate. Era cât pe aici să dispară din Israel. Și totuși este amintită această seminție. Știți de ce? Când s-a rupt, s-a divizat împărăția lui David, Beniamin și Iuda au rămas împreună cu casa lui David. Și măcar că era neînsemnată în seminția, totuși Sfântul Apostol Pavel zice, eu fac parte dintr-o asemenea seminție neînsemnată, mică. Uitați-vă, frați și surori, ce spune, zice el așa mai departe, evreu din evrei. Am o întrebare. De ce a trebuit Sfântul Apostol să pună accentul evreu din evrei? De ce n-a zis, sunt evreu? Era evreu. Dar de ce evreu din evrei? Ce înseamnă? Două lucruri. Sfântul Apostol, frați și surori, vorbea două limbi. Vorbea ebraica și vorbea limba veche pe care au vorbit-o omului Dumnezeu, Avram, aramaica. Asta înseamnă evreu din evreu. A fost singurul apostol care a vorbit aceste două limbi. De aceea, spus eu, sunt evreu din evrei. În ce privește legea, fariseu, acum, frate și surori, este adevărat. Hristos Domnul a zis, vai de voi, fariseilor, dar în contextul de aici nu este vorba de așa ceva. Gruparea aceasta a fost una cea mai mare din Israel. A fost clasa fariseilor, clasa saducheilor, irodienii, cărturarii și ziloții care erau la conducere. El făcea parte dintr-o asemenea clasă, clasa fariseilor, cea mai îngustă. Asta nu înseamnă ca și în zilele noastre. Ce ești? Penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, metodist, calvinist, presbiterian, ortodox, catolic și așa mai departe. Era o religie pe care o practica Sfântul Apostol Pavel și una dintre cele mai înguste. Și uitați ce spune el. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cine i-a dat titlul acesta de prigonitor? Și l-a luat el? Nu, ce gruparea, farisei, sinodru, mari preoți, când a văzut ce râvnă este în acest om, i-a dat această autoritate, tu să fii prigonitor al bisericii. Și uitați ce spune el așa, zice, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Ce înseamnă, frați și surori, fără prihană? Sunt multe înțelesuri. Unu, pus deoparte sau îndreptățit. Noi suntem puși deoparte și în același timp îndreptățiți să fim fără prihană datorită Lui, a lui Hristos. Avraam a fost îndreptățit să fie fără prihană pentru că Avraam a crezut în învierea morților. A crezut că Dumnezeu care îi cere lucrul acesta, el și înfăptuiește. Și această credință l-a determinat pe Dumnezeu să scrie în dreptul lui om neprihănit, îndreptățit. Așadar, frați și surori, uitați-vă ce spune Sfântul Apostol mai departe. Zice, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Ce înseamnă ba încă și acum? Deja când scrie această epistolă, este anul 62. Și când el s-a întâlnit cu Hristos, Domnul, au trecut 30 de ani. Atunci Sfântul Apostol Pavel a făcut răsturnarea de valori.
Tot ce putea aduce un beneficiu, tot ce putea să trăiască bine în lumea aceasta, credeți că au fost valori mici? Nu! Să te numești evreu din evrei, să fii tăiat în ziua a opta, să fii fără prihan în ceea ce privește legea, să fii prigonitor al bisericii. Era o poziție de unde se putea câștiga. Dar aceste valori ale lui sunt numai ale lui. Nici unul dintre noi nu ne le putem asuma. Eu am valorile mele, tu le ai pe ale tale. De aceea, în anul acesta care intrăm, să ne facem verificarea valorilor. Care sunt valorile? Care sunt prioritățile cele mai mari ale valorilor? Bunurile materiale? Să trăim bine prin faptul că ai rezolvat și ai făcut un college, este extraordinar. Ți-ai luat un masterat, un doctorat. A reușit să pui pe picioare o afacere. Foarte bine! Dumnezeu binecuvintează lucrarea cinstită. Dar toate acestea care îi aduceau beneficiu, le-a socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Domnul. Ia uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel, zice: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii. Este vorba despre un preț și despre o cunoaștere. Este vorba despre un preț și o cunoaștere. Care este cunoașterea mea și cunoașterea ta și care este prețul, frați și surori? Sfântul Apostol Pavel a realizat lucrul acesta, că s-a plătit un preț. Și uitați ce spune el așa de frumos, zice. Zice, nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu, pentru El am pierdut toate aceste lucruri și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Atenție! N-a spus sunt gunoaie. N-a spus că pregătirea Lui, poziția Lui, râvna Lui sunt gunoaie. Le consideră ca pe niște gunoaie. De ce? Gunoiul nu are valoare. Nu mai are valoare. Și pentru el s-au schimbat valorile. Și pentru el a devenit valoarea numărul 1. A făcut o țintă. Cunoașterea lui Hristos, Domnul meu. Extraordinar, frați și surori. Extraordinar, zice. Ce frumos, zice. Haideți să vedem, frați și surori, să vă citesc la de ce Sfântul Apostol spune așa. Deschideți cu mine în Matei 27 cu versetul 27. Asta este cunoașterea. El a ajuns la această cunoaștere, Sfântul Apostol Pavel, cu privire la Hristos. Ia ascultați versetul 27, ca să facem o legătură. Zice, ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Cine sunt ăștia? Batjocoritorii și cei netăiați împrejur, neamurile. Fiți atenți acum, versetul 28. L-au dezbrăcat de hainele lui. Cămașa lui Hristos a fost dintr-un singură țesătură, de sus până jos. L-au dezbrăcat de haina lui. Imaginați-vă care a fost haina slavei, că el s-a mai dezbrăcat odată acolo. Pentru cine? Pentru el? Nu, frați și surori, pentru noi. Pentru noi s-a dezbrăcat ca să accepte o altă haină, care se numește haina umilinței și a smereniei. El, Creator, toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Și cei netăiați împrejur s-au adunat în jurul Lui. Ascultați mai departe. Zice, l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Ce este haina stacojie? Haina umilinței și haina batjocorei. Neamurile i-au dat o altă haină, celui preanalt, lumelului Dumnezeu, care El a venit să ridice păcatul lumii. Dar ca să-l poată ridica, a trebuit să accepte dezbrăcarea și îmbrăcarea cu o altă haină, a batjocorei.
din partea celor neteați împrejur. Ce preț nespus de mare! Asta a fost cunoștința Sfântului Apostol Pavel. Mergem mai departe, frate și soră. Zice așa, au împletit o cunună de spini. Vă place? Spinii! Am 3 palmeri în fața casei. Foarte frumos, cresc în formă de vantai. Dar au spini! Și se usucă frunzele, cam 6 luni, 8 luni ține o frunză, ea se usucă și trebuie tăiată. Și ori de câte ori, cu cea mai mare grijă, cu o foarfecă specială, tot mă înțep. Nu pot, nu știu cum să le tai, că tot mă înțep. Și simt durere extraordinară, că intră în piele până în carne. Imaginați-vă o coroană să-ți facă și să-ți o așeze pe cap. Eu străpuns pielea și carnea marelui împărat, care poartă o cunună că nu există nici în veacul acesta și n-a purtat niciun muritor cununa slavei pe care o are Hristos Domnul. I-au pus această cunună de batjocoră pe capul Mântuitorului. Mai departe, frați și surori, zice cuvântul Domnului, zice, pe care au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Trestia, cea mai batjocorătoare plantă, cea mai sensibilă, cea mai neînsemnată. I-au pus-o în mâna dreaptă. El care ține toiagul Dumnezeului celui viu. I-au dat în mână o trestie. Marele împărat. Apoi îngenuncheau înaintea lui. Își băteau joc de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor, în batjocără. El este marele împărat. El nu este numai al iudeilor, el este marele împărat care a venit din cer, marele împărat pentru mine și pentru tine, dragă suflete. Mărit să fie Hristos Domnul! Aleluia! Mărire Lui! Și scuipau asupra Lui! Și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie și l-au îmbrăcat cu haina lui și l-au dus să-l răstignească pe marele împărat. Ce preț nespus de mare! Ce cunoaștere a avut Sfântul Apostol Pavel! Să merită, frați și surori, să răsturnăm valorile. Ceea ce ție ți se pare că e valoare, nu spune el că sunt gunoi, că ai muncit pentru ele, ai mers la școală, te-ai străduit să câștigi o pâine bună, dar nu sunt adevăratele valori. Și adevărata valoare este El, Dumnezeu, mărire Lui, frați și surori, binecuvântat să fie Cel Preanalt, aleluia, mărit să fie Domnul. Haideți, frați și surori, să mergem mai departe și spune așa de frumos cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. Versetul 9. Și să fiu găsit în el. Observați cum pune accent Sfântul Apostol Pavel. Să fiu găsit unde? În Hristos, frați și surori, că pot să fii găsit oriunde. Numai să nu fii în el. Se poate, frați și surori. Ne putem înșela. Dar el spune să fiu găsit în el. Auziți? Nu având o neprihănire a mea, se poate ca și credincioși, cu bună credință, să pui înainte neprihănirea ta. Se poate, lui frați și surori. Și putem aluneca. Ori Sfântul Apostol Pavel trage o atenție și zice, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință.
Asta este adevărata neprihănire. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și Iisus Hristos Domnul. Aceasta este viața veșnică. Binecuvântat să fie Hristos Domnul. Frați și surori, ascultați ce zice Domnul. Versetul 10. Și să-L cunosc din nou pe El. Nu știu dacă ați sesizat în câteva versete numai despre să-L cunosc. Nu a vrut să cunoască nimic altceva, nu știu. E interesant, este ca și un cal care are aici să nu vadă nimic în dreapta și stânga. Uneori mai bine așa. Mai bine așa, frați și surori. Numai să-L am pe El. Să am imaginea Lui. Zice, să-L cunosc pe El. Auziți? Acum, frați și surori, nu-i suficient că L-ai cunoscut și ai această imagine și prețul. Zice, dar auziți ce spune El? Și puterea învierii Lui. Frați și surori, aici este vorba despre o lucrare extraordinară. Cea mai mare nădejde a tuturor credincioșilor este învierea morților. Cine are această nădejde este singura explicație că au rămas în picioare de atâtea veacuri toți creștinii, martirii și sfinții apostoli, că au crezut în învierea morților. Ori Sfântul Apostol Pavel zice să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Observați puterea învierii Lui. Hristos are putere. Haideți să vedem ce spune mai departe. Zice, și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Frați și surori, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și zice, și suferința Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Una din bisericile Noului Testament, biserica din Galatia. Cei mai mulți frați și surori în secolul 1 au venit foarte mulți apostoli, așa ziși, și învățători. Și ei când veneau la toate bisericile plantate de Sfântul Apostol Pavel, ei se recomandau Ierusalim de la Iacov. Toate bisericile când auzea, de unde vii frate, de la Ierusalim, trimisul lui Iacov, imediat în jurul lui, toate bisericile, să-i ajutăm, să le dăm, să-i facem, se purtau frumos cu el. Sfântul Apostol Pavel, frate, a văzut lucrul acesta și de aceea el a ezitat și a evitat facerea de bine, să nu-i se facă bine. Pentru că n-a vrut ca alții în spatele lui să fie arătat el cu degetul, că profită în urma fraților ca el să trăiască bine. Și ce s-a întâmplat în biserica din Galatia, frașesor? Toți îl vorbeau de rău, și anume cum? Păi dacă el e apostol, păi dacă el e robul lui Hristos, trimisul Dumnezeului celui viu, de ce el suferă? De ce este încercat? De ce este prigonit? De ce este bătut? Că ceilalți nu erau bătuți. Și a apărut această problemă și era pretutindeni în biserici în perioada primului secol. Și Sfântul Apostol Pavel se vede nevoit să le scrie bisericii odată și pentru totdeauna a stabilit regula. De acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port pe trupul meu semnele Domnului Hristos. Dar nimeni să nu mă mai necăjească. Frați și surori, observați care este prețul nespus de mare? Sfântul Apostol Pavel a înțeles, a acceptat suferința. A vrut să se facă și el asemenea, dacă se putea să intre și el în asemenea suferințe. De ce? Viața este scurtă. Fie că trăiești bine, fie că trăiești rău, toți
suntem datori să plecăm. Problema se pune, cum am plecat? Că gol am venit și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Că din țărână am fost luat și în țărână se va întoarce orice suflet care se naște pe planeta Terra. Problema se pune, frați și surori, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ce cunoaștere binecuvântată! Fiți atenți acum, frați și surori, vreau să mă apropii de încheiere cu versetul 11. Vom face o analiză acestui verset. Este extraordinar, ascultați, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la ce? La învierea morților. No? Frați și surori, haideți să vedem, avem noi, frați și surori, vreo dovadă a Scripturii pentru lucrul acesta cu învierea morților, frați și surori? Ia ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel Bisericii din Roma. Știți, frați și surori, că toate mesajele Sfântului Apostol Pavel nu s-au născut din senin. S-au născut în urma unor probleme. De exemplu, aici în Filip au apărut niște probleme mai mici, și anume era problema priorităților. În Corint au fost alte probleme. Au apărut cazuri care erau grele de suportat. Nu se trăia după cuvântul Domnului. În alte biserici, biserica din Tesalonic, a venit învierea. Alții ziceau, nu este înviere, nu a venit Hristos. Și uite, au murit mulți frați din adunare. Și apare Sfântul Apostol Pavel și îndeamnă pe frați și le scrie și le trezește mintea. Stați puțin, că nu așa stau lucrurile. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel bisericii din Roma. Capitolul 8 zice așa, cu versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, iarăși îmi place mult la Pavel cum pune accent. Și dacă, este o întrebare. Întreabă-te și să mă întreb în dimineața aceasta. Și dacă Hristos este în mine, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Clar, aici nu comentăm. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Țineți minte că am spus că neprihănirea, punerea deoparte, îndreptățirea o avem datorită Lui. No, acum, versetul 11. Iarăși, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Cum ne putem verifica, frați și surori? De unde știm noi din secolul 21 lucrul acesta? Avem dovadă? Ne putem verifica? Avem ceva cu care să știm lucrul ăsta? Ia uita ce spune Sfântul Apostol Pavel. Zice, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, iarăși, din pricina cui? Duhului Său care locuiește în voi. Acum, frați și surori, am zis, de unde știu lucrul ăsta? Hai să vedem. În adevăr, zice el, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, adică după pornirile carnale, zice, umblă după ele. Care este rezultatul? În final, ce voi secera? Putrezire, adică ce? Moarte. Dar cei ce umblă după lucrurile Duhului, observați? Ei vor secera, frașilor, vor culege ca roadă viață. De ce? Pentru că Duhul este viață, frașilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și uitați ultimul argument foarte puternic care se găsește în Corinteni, la capitolul 15, 1 Corinteni, capitolul 15, spune așa de frumos Sfântul Apostol Pavel. Ce vă spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna,
Morții vor învia nesupuși putrezirii și vom fi schimbați, mărit să fie Domnul. Frați și surori, cea mai mare nădejde este nădejdea învierii. Cine are această nădejde, frați și surori, nu va mai pune, va inversa valorile. Adevăratele valori nu sunt acestea de aici care le obținem, că-s bune, putem trăi bine. Dar din punctul acesta pe care l-a avut Sfântul Apostol Pavel, le-a socotit ca un gunoi, nu sunt gunoi, le-a socotit. Pentru ce? Pentru că prețul nespus de mare era Hristos Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin. Lăudat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Frați și surori, dați-mi voie să fac doar câteva anunțuri scurte. Duminica viitoare, la slujba de seară, în data de 18, suntem vizitați de fratele Claudiu Mocanu, care ne vizitează și va fi cu noi. Dumnealui va veni și vine din Portugalia. Domnul să îl binecuvinteze. Amin. Apoi tot aici, pentru data de 18, este o greșeală pe care probabil fratele Alex Nicolae o să o corecteze. Fratele Cornel Miclea nu este cu noi duminica viitoare, ci în data de 25 la slujba de seară. E vorba de fratele Cornel Miclea, pastorul bisericii din Huiedin, România, județul Cluj. Dumnealui a venit aici cu ocazia trecerii la Domnul a fratelui Duțu Miclea din California. Ei sunt frați de corp și va fi cu noi în data de 25 la slujba de seară. Apoi vineri seara, data de 13 februarie, o să avem o seară de rugăciune împreună cu frații din Hunedoara, fratele Puiu și fratele Vali vor fi cu noi la o seară de rugăciune în data de 13 februarie, luna viitoare, într-o vineri seara. Duminică 15 februarie, la slujba de dimineață, o să avem darea de seamă, toți membrii bisericii trebuie și este corect să fim prezenți în această zi. După ora de rugăciune se va ține darea de seamă. Fratele Gianni Juroschi ne anunță că sunt calendare pe holul bisericii la ieșire când vom pleca, calendare pentru anul acesta, cu toate bisericile de la Assembly of God și sunt pe gratis, puteți să luați și să avem aceste calendare. Amin. Avem o bucurie deosebită astăzi să fim la această zi de sărbătoare împreună cu familia Marteniuc. Fratele Vasile și sora Dana au adus pentru prima dată în casa Domnului cel de-al 12-lea copil în familia dumnealor, un băiețel care va purta și poartă numele de Eli Samuel. Domnul să-l binecuvinteze! Amin. Domnul să-l binecuvinteze această familie. Îi spuneam fratelui Vasile când am luat câteva informații, frate Vasile, de acum deja intri în rândul patriarhilor. Domnul să te binecuvinteze în continuare, să binecuvinteze casa voastră, copiii voștri, nepoții dumneavoastră și să fie mâna Domnului peste această familie. Binecuvântăm totodată toate rudenile. L-am întrebat dacă vrea neapărat să amintim pe cineva. El a spus, nu aminti niciun nume, că sunt foarte mulți, și binecuvântăm toate familiile și prietenii care aparțin de această familie. Domnul să îi binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Haideți acum să ne ridicăm în picioare, să cântăm pentru slava Domnului. Și apoi, în timpul cântării, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și slujba continuă. Amin. Lumina ta,
Doamne, mulți s-au obosit și în inimi sunt răniți. Vindecarea este doar în mâna ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii tale. Ocupați locurile. Frați și surori, au fost foarte multe dorințe dimineața aceasta ca să se închine Domnului cu o cântare sau o poezie. Totuși nu le putem înura datorită timpului și Domnul să vă binecuvinteze. În continuare se va închina Domnului, după cum urmează, corul bisericii, apoi sora Valentina o cântare, un grup de tineri, surorile coroamă, fratele Isaac, fanfara și după toate acestea ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului, fratele Tavi, Domnul să-l binecuvinteze și ungerea Duhului Sfânt să fie peste el și nouă, Domnul să ne dea o inimă deschisă în continuare ca să primim cuvântul Domnului. Amin. Binecuvântă, Doamne,
În amintirea visurilor voastre, noi o cântare astăzi vă cântăm. Se vă amintiți de ce ați făcut odată, de un legământ făcut prin harul său. Căci după ani de căsnicie dragă, voi rodul vostru aici l-ați adus, un copilaș cu inimă gingașă, de care azi se bucură Iisus. Căci după ani de căsnicie dragă, voi rodul vostru aici l-ați adus, un copilaș de parte bărbătească, de care azi se bucură Iisus. Așa cum sara chiar la bătrânețe a dus să fiu înaintea Domnului, așa-ți venit și voi la tinerețe, rodul vostru în cinstea melului. Acum zicem cu tine cuvântare, ca Domnul să-i dea astăzi pacea sa, să-i dea un dute înțelepciune mare, să strălucească în el iubirea sa. Acum zicem prin binecuvântare, ca Domnul să-i dea astăzi pacea sa, să-i dea un duh de înțelepciune mare, să strălucească în el iubirea sa. Să faci tu, Doamne, pe această odraslă să fie în viață pildă de urmat, așa ca Samuel cel din vechime, pe care tu l-ai binecuvântat. Să faci să te simțească viața întreagă, să fii o bucurie a Domnului, să-ți și suse o sănale, mereu alături de părinții lui. Să faci să te simțească viața întreagă, să fii o bucurie a Domnului, să-ți cânte în veci suse o sănale, mereu
Și acest copil ce s-a născut în casă, el mângâiere fi va pentru voi. În zile de încercări sau de durere, priviți zâmbirea de pe fața lui. Și atunci necazul și orice întristare Sfânt ce ești în ceruri, îți aducem o rugăciune ca să binecuvinți copilul ce sunt azi în adunare. Tată Sfânt ce ești în ceruri, te rugăm să te cobori, să revești tu binecuvântarea peste micuțul copilaș. Toată viața pe acest pământ, să-ți cânte numai osanale alături de părinții lui. Și încă o floare s-a sădit în casă și mângâiere va fi pentru voi. În zile de încercări și de durere, zâmbind va zice Domnul e cu noi. Binecuvintează, Doamne, vă să crească în când va crește mare. Pe micuțul Eli, Doamne, fă să își asculte mama, fă să își asculte tata, să fie o binecuvântare. Binecuvintează, Doamne, fă să crească în adunare și să stea pe-a ta cărare atunci când va crește mare. Ascultă mama, o să-și asculte tata, să fie o binecuvântare.
creștoi iubirea în inima mea. Creștem iubirea.
cunoscut un nume calduios, așa de scump, de drag și de frumos. Copiii pretutindenea îl știi și fără să o scriu pe lista de martiri. Iubirea-i sacrificiu tot ce-i bun. Un nume scump aș vrea mereu să spun. E numele
iubești-o din tot sufletul mereu, pe mama.
Frați și surori, vă rog să aveți răbdare că eu termin repede. Eu știu ce înseamnă să stai aici, să conduci și când vezi că cineva, știți ce zicea un păstor? L-am întrebat pe un alt păstor când eu veni în rândul să predice, cât vrei să predici? Cam un ceas. Au zis păstorul, păi eu mai am cântări, mai am cor, mai am fanfară. Păi dar ce mă interesează pe mine de cor și de fanfară? Au zis atunci atâta predici. El nu ținu cont și-a predicat o oră, nu? Și până la urmă a rămas el și cu cei care erau aici. Cu amvonul. Ce bine în toate lucrurile să avem ceva, nu? E foarte frumos, e foarte bine. 12 fără 9 minute. Dacă eu am să mai predic încă vreo 30 de minute, exact așa se întâmplă, rămân eu și cu frații de aici. Dați-mi voie să citesc doar 4 versete din cuvântul Domnului și apoi fac așa o introducere. Toată săptămâna de luni, de duminică, de când mi-a zis fratele Teo că în duminica aceasta o să predic pentru binecuvântare, în fiecare zi veneam de la job și cel puțin 2 ore stăteam, studiam Biblia până noaptea la 12, mă rugam Domnului ca Domnul să-mi dea o viziune. Nu? Zice cineva, păi mă duc la amvon și Domnul îmi dă. Domnul îți dă dacă studiezi, dacă stai înaintea Domnului, dacă te rogi, dacă cercetezi Scripturile, Domnul ne dă. Binecuvântat să fie Domnul! Și vă rog să stați așa jos și am să citesc cuvântul Domnului din cartea Deuteronom, de la capitolul 11, doar 4 versete, în care cuvântul Domnului spune în felul următor. Puneți-vă doar inima și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntari între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbiți despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Versetul 20. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci, zilele voastre și zilele copiilor voștri, în țara pe care Domnul a jurat-o părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerului deasupra pământului, lăuda să fie Domnul. Ce cuvinte minunate! Să le spui copiilor aceste cuvinte, să-i aduci pe copii la casa Domnului, nu? În cele 3 evanghelii ne spune cuvântul Domnului, Evanghelia lui Matei, Marcu și Luca, spune Domnul Iisus personal, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, lăsați-i. Și ucenicii parcă îi deranja lucrul acesta, nu? Îi deranja lucrul acesta că vineau copiii mici și parcă se împedeca în ei și Domnul s-a supărat și le-a zis lăsați-i să vină, că îi aduceau cei din orod la Domnul, Domnul se ruga pentru ei și îi punea mâinile peste ei. Ce frumos este când aducem copiii la casa Domnului, fratele Vasile și sora Daina au găsit cu cale să aducă la casa Domnului copiilor, cei 12 copii. Și numele acesta frumos de Eli și Samuel, eu am văzut în cartea Domnului, căci Eli era preot în Israel și timp de 40 de ani a fost judecător. Samuel a fost judecător toată viața în Israel și era profet, era proroc, era omul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei sale ca să fie un om de bază în Israel, slăvit să fie Domnul. Noi nu știm copiii noștri care îi aducem aici, ce vrea Domnul să facă cu ei, este planul lui Dumnezeu, nu?
Aducând copiii la casa Domnului, aici în fiecare zi, foarte interesant. Duminică seara, când m-am dus acasă, am întrebat pe nepotul meu de 9 ani, ai înțeles ceea ce s-a predicat când fratele Gianni a predicat cuvântul Domnului? Și a zis, am înțeles totul. El avea urechile deschise, l-a întrebat și Alex, da, ce ai înțeles? Și a spus ce a înțeles. Vedeți? Aducând copiii noștri în casa Domnului aici, de mici, în inima lor rămâne o sămânță. Când vor crește mari, această sămânță își vor aduce aminte de cuvântul Domnului, unde sunt. Dacă sunt departe de noi, dacă sunt departe de casa Domnului, dacă pleacă din casa Domnului, aceste cuvinte pe care le învață de mici în casa lui Dumnezeu, aceste cuvinte rămân în inima lor și aduc rod mai devreme sau mai târziu, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am auzit pe un frate păstor care zicea, într-una din zile, într-o duminică de după masă a venit în mijlocul nostru, la casa Domnului, un tânăr, și când l-am văzut când intră în biserică, avea un maieu pe el și pe mâinile lui și pe tot trupul lui era tautat. Tautaj. Și când l-am văzut că este în situația aceasta, am zis, mă duc la el. Îl iau frumos de mână și îl scot afară din biserică. Ne strică toată lucrarea noastră din această dimineață. S-a oprit. N-a făcut lucrul acesta și după ce s-a terminat slujba în casa Domnului, s-a dus la el, l-a îmbrățișat, l-a strâns în brață și a început să plângă. Știți ce a zis tânărul? Ți-ai dat examenul acum la final. Ți-ai dat examenul. Și a spus, fratele păstor, dacă făceam lucrul acesta, mă costa pentru toată viața că am scos pe cineva din biserică. Noi n-avem dreptul să scoatem pe nimeni afară. Nu. N-avem dreptul. Indiferent că ne place, nu ne place, n-avem dreptul. Acela care e drept și judecă în dreptate e Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Chiar dacă copiii sau tinerii când cresc mari, chiar dacă pleacă din familie, din casă, cuvântul acesta care a fost semănat de mici în inima și în viața lor, mai târziu, când s-o tors fiul risipitor și-o adus aminte de cine? De tata și de mama, nu? Și-o adus aminte de cuvintele pe care tata și mama le-a implantat în fiecare zi în inima și în viața lor. Și-o zis, e mai bine să mă duc la tata și la mama, așa cum argații tatălui meu au o bucată de pâine, să fiu ca un argat al tatălui meu. De acolo și-a adus aminte de unde era, de la porci, unde sluja și-a venit în fire. De ce? Fiindcă cuvântul pe care el l-a învățat în familie, în casă, în biserică, cuvântul acela a lucrat, binecuvântat să fie Domnul. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Și cuvântul lui să lucreze în inima, în viața noastră, în dreptul părinților noștri, spuneți-le la plecare, la întoarcere, în călătorie, când vă sculați, când vă culcați, povestiți copiilor voștri despre Dumnezeu, legile Domnului, sădiți-le în inima lor, scrieți-le pe ușorii casei, dreapta și stânga, pe porți, așa facea cei din Israel, când intrau și când ieșeau copiii și părinții le vedeau scrisă pe ușori, în dreapta și în stânga cuvintele lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte a lui Dumnezeu au lucrat în viața lor. Domnul să ne dea putere, biruință, dragi tineri, în fiecare zi, marța, joia, nu lipsiți de la rugăciune, nu lipsiți din casa Domnului. Haideți aici, că aici e prezent Domnul și cuvintele lui rămân și ne aducem aminte de ele și vor lucra și în tinerețe și în bătrânețe, că Dumnezeul nostru este acela care El ridică, El doboară și El face ce vrea cu viața noastră, numele Lui să fie lăudat. Amin. Aș vrea să invit familia Marteniuc să vină aici sus și pentru Eli Samuel, dorința familiei este să se roage fratele Nelu Purcar. De ce haideți aici sus, am să cobor și eu.
binecuvântare cu toții să spunem amin. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Eli Samuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eli Samuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eli Samuel. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul Dumnezeu. Amin. Prin fratele Nelu ne rugăm Domnului. Părinte al veșniciilor și Dumnezeilor cărei mângâieri, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Pentru binecuvântările pe care Tu le dăruiești vieților și familiilor noastre, slăvit să fii în veci de veci. Amin. Îți mulțumesc de această binecuvântare măreață pe care ai rânduit-o în familia fratelui Vasile și Dana Martiniuc. Îți mulțumim de ființa aceasta binecuvântată și alături de David, declarăm în fața Ta și Te slăvim, Doamne, pentru că ne-ai făcut creaturi așa de minunate după chipul și asemănarea Ta. Ai binecuvântat ființa aceasta, băiețașul acesta în familia fratelui Vasile și sora Dana, pe Eli Samuel, și te rog din toată inima să-l binecuvintezi. Amin. Ești Dumnezeul minunilor care ai creat această ființă binecuvântată, Doamne. Te rog să spui mâna Ta binecuvântată peste el, să-i scrii numele în cartea vieții. Amin. Să-l binecuvintezi când va crește mare, Doamne, în lucrarea Ta. Tu ești Dumnezeu care rânduiești în biserica Ta lucrători, apostoli, proroși, pe cei ce au daruri deosebite. Tu ești Stăpân. Nu știm, este taină înaintea noastră, dar Tu cunoști planul pe care l-ai hotărât în dreptul acestui băiețaș, Eli Samuel, și te rog din toată inima să-l binecuvintezi. Din toată inima îți mulțumesc că ai binecuvântat-o pe sora Dana în momentele nașterii. I-ai mai rânduit viață, sănătate în trupul ei. Te rog să spui mâna Ta binecuvântată peste sora Dana. Amin. Să-i întărești ființa ei în urma nașterii, dacă a rămas cu suferințe, cu durere în trup, vindecarea din mâna Ta să-i o dăruiești în trupul ei. Are nevoie de sănătate în mijlocul familiei. I-ai binecuvântat cu cei 12 copilași. Amin. O, Stăpâne al veșniciilor, ești Cel ce porți de grijă familiilor noastre, este nădejdea și încrederea pe care o avem în Tine. Te slăvim din toată inima și Te lăudăm, pentru că Tu rămâi același neschimbat care dai binecuvântare, Doamne. Fă copilul acesta, Eli Samuel, când va crește mare, să fie în lucrarea Ta un lucrător de care Tu să Te folosești. Voia Ta și planul Tău să se facă în toate, Doamne. Întărește-L și pe fratele Vasile ca tată, dă-i sănătate, putere în trup, să-și poată câștiga pâinea pentru copilașilor. O, Stăpâne al veșnicilor, mâna Ta să ocrotească familia aceasta. Binecuvintează toate rudenile familiei Martiniuc, care sunt de față, care sunt în România. Fie binecuvântarea Ta peste toți, părinți, copii, bunici, și ne ajută, Doamne, cu toții să ne pregătim pentru ziua venirii Tale. Te rog din toată inima, fie binecuvântarea cerului și a pământului peste familia fratelui Vasile și a surorii Dana, Doamne. Tu știi nevoile lor sufletești, nevoile pământești. Ești Dumnezeu care al Tău este pământul cu tot ce este pe el. Ne-am pus nădejdea și încrederea în Tine, fie harul și binecuvântarea Ta peste familia Martiniuc și peste toate familiile bisericii Tale, slăvit să fii în veci. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus că L-ai binecuvântat pe Eli Samuel, Doamne, și ai scris numele în cartea vieții. Fie binecuvântarea Ta peste toate odrazele familiei Martiniuc și noi îți vom aduce mulțumiri, Te slăvim și Te binecuvântăm, Te lăudăm, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Fratele Vasile Martiniuc, să aducă o rugăciune de mulțumire și apoi vom pleca la ale noastre. Amin.
Te slăvim și te lăudăm pe tine, Doamne, oștirilor care ești cu noi. Ne-ai binecuvântat până aici, așa ai fost de partea noastră. Noi îți mulțumim că, Doamne, Tu poți de grijă în toate problemele și în toate situațiile. Amin, amin. Tu binecuvântezi familia, Tu binecuvântezi copiii, Tu cuvintezi pe cei mici și pe cei mari, Doamne, binecuvintezi și pe cei în vârstă, pe toți, Doamne, vrem ca binecuvântarea Ta, Doamne, promisiunea Ta, care, Doamne, ai spus că Tu ai binecuvântări pentru toți, Doamne, de la cel mai mic și la cel mai în vârstă. Te rugăm ca, Doamne, în ziua aceasta și în dimineața aceasta, Doamne, așa cum, Doamne, privit cu durare până aici, fii cu noi și binecuvântarea Ta să rămână peste noi toți și peste toată biserica Ta. Îți mulțumim și te glorificăm, te înălțăm și ne încredem în Tine, rămâi de partea noastră și în toate îți mulțumim, Doamne, în veci. Amin. Amin. Frați și surori, încă o dată, cred că nu este mult să spunem ca Domnul să binecuvinteze pe Eli Samuel și toată familia Marteniuc. Amin. Și apoi Domnul să binecuvinteze toate familiile din biserica noastră. Amin. Vă dorim un prânz binecuvântat, ne vedem după masă la ora 6:15. Cu pacea Domnului ne despărțim aici. Amin.